Investiția într-un terminal POS se ridică la 1300 de lei, dar cu toate acestea, vâlcenilor pare să le placă ideea de a plăti cu cardul când merg la magazinul din sat. Eu folosesc cardul. Ușor decât cu bani? Ușor decât te duci la... În fiecare lună trebuie să iei pensia, mergi la apă, mergi la aia, mergi la aia. Folosește soț. La oraș sau și aici? Peste tot. Să fie bine că o să puteți și la magazinele din comună? Da. E mult mai bine. Care ar fi avantaj? Avantajul că nu mai pleci cu bani mulți după tine. Nici patronii de la țară nu sunt speriați de montarea terminalelor POS în propriile magazine, mai ales că așa simt clienții, spun ei. Câțiva, nu foarte mulți clienți, mi-au cerut să-mi plătească cu cardul și nu am avut acest POS. Din această cauză o să vreau să bag, cred că până în 1 ianuarie. Acum o să vedem. Într-adevăr, am pierdut și clienți că mi-au spus că se întorc, merg să scoată banii și am pierdut acei clienți. Este numai vina mea. Nu e dificil deloc. Din câte știu, băncile acordă în custodie astfel de aparate, iar costurile sunt la efectuarea tranzacțiilor. Sunt costuri mici. Legea îi obligă ca de la 1 ianuarie să aibă POS-uri și pe furnizorii de utilități, dar și instituțiile publice care încasează impozite, taxe, amenzi și penalități. Cine nu va respecta legea riscă să fie amendat, iar amenzile pot ajunge și la 50.000 de lei. Tot de la 1 ianuarie, comercianții pot să le permită clienților să retragă până la 200 de lei de pe card direct în magazin.